România va găzdui în luna mai un summit regional privind securitatea cibernetică, un summit destul de important în zonă. Ce așteptări aveți de la această reuniune? Da, eu cred că este foarte bine că se organizează această întâlnire în România. Dovedește faptul că țara noastră reușește să se erigeze într-un fel de lider în acest domeniu, mai ales în Europa Centrală și de Est. Și ce așteptare am? Am așteptare ca, practic, la nivelul opiniei publice din România, da, și din cea europeană, să se conștientizeze aportul pe care pot să-l aducă specialiștii din România, companiile din România și sistemul de siguranță publică pe care noi l-am dezvoltat. Și în așa fel încât România să iasă în evidență nu numai cu aspectele negative, poate să iasă și cu aceste lucruri, pentru că spuneați de România ca fiind o țară a extremelor. Trebuie să scoatem în evidență și extremele pozitive. Și ele sunt nenumărate și acest domeniu este un domeniu de elită pentru țara noastră. Da, din păcate sunt și extreme negative. Acei hackeri, oameni care practică, tot soiul de persoane care practică skimming-ul, phishing-ul pe internet, care fură date, date de conturi bancare și infracțiuni cibernetice. Aveți dreptate. Există și această problemă. Dovedește pe de o parte că avem resurse umane calificate, dar de cealaltă parte dovedește că avem nevoie să încercăm să integrăm acele persoane cu astfel de competențe în sistemul privat sau sistemul public. Să-i aducem pe calea cea bună. Să aducem pe calea cea bună și să vadă că au avantaje și fiind buni, ca să zicem așa. Da. Au fost proiecte, v-am menționat unul dintre acestea, vreau să spun că există nenumărate companii din vest și general americane care caută să identifice aceste persoane și să le angajeze pentru a duce pe calea cea bună. Eu am încredere că oamenii care sunt bine pregătiți în domeniu pot să dezvolte o carieră, inclusiv în România, dacă aleg calea cea bună și, într-adevăr, caută să-și folosească competențele într-o direcție pozitivă. În ultima perioadă, hackerii ruși, jihadiștii au fost principalele amenințări asupra Uniunii Europene în mediul virtual. După recentul atac informatic al jihadiștilor asupra TV5, spuneați că UE este dezarmată în fața acestui tip de atacuri. La ce vă referați mai exact? Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Cum să se înarmeze? Da, nu e vorba neapărat de înarmare, este vorba de un sistem organizat, comun, al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, în protejarea sistemelor digitale și sistemelor informatice. În momentul de față, toată lumea vorbește despre o Europa digitală sau de cooperare la nivel european, dar în practică nu se întâmplă nimic. Adică nu, sistemul public în România, în domeniul IT, nu colaborează cu cel din Franța și nu există schimburi de informații și, într-adevăr, o implicare comună împotriva atacurilor venite din exterior. Cred că dacă am pune împreună competențele, poate chiar prin crearea unei agenții europene în domeniul, în domeniul siguranței și securității cibernetice, poate chiar aceasta să aibă sediul în România, ne-ar permite nouă să răspundem acestor atacuri înainte și să nu doar reacționăm, și să prevenim aceste tipuri de atacuri împotriva unor formatori de opinie, cum a fost cazul TV5. Acel caz nu este doar un atac împotriva unei instituții mass media. Este dovada faptului că nu suntem pregătiți să ne protejăm mijloacele de comunicare și informare și că astăzi democrația și modelul nostru democratic are nevoie de o protecție sporită. Cele mai multe state NATO sunt și membre ale Uniunii Europene. 22 de state, practic, sunt comune și NATO și Uniunea Europeană. Reprezintă Uniunea Europeană și vulnerabilitățile sale o breșă în securitatea NATO? Nu cred că putem să vorbim despre acest lucru. Sunt și alte state din NATO care întâmpină dificultăți în materie de siguranță cibernetică. Cred însă că Uniunea Europeană are capacitatea și cele 22 de state au mijloacele prin intermediul Uniunii Europene în așa fel încât să coopereze mai mult și să, într-adevăr, să se protejeze mai eficient. Ce înseamnă lucrul acesta? Din nou, revenim la ideea de cooperare la nivel european și folosirea unor fonduri europene în domeniu. În momentul de față există fonduri în domeniul IT și agendei digitale, nu există fonduri pentru siguranța cibernetică. Acesta este un demers pe care cu siguranță îl vei face în fața comisarilor de specialitate, în așa fel încât să creeze un fond special pentru această siguranță cibernetică la nivel european. Dar în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România sau mai degrabă în România, a fost acea dezbatere intensă privind așa numitele legi Big Brother.
în domeniul digital. Ultima a fost respinsă de Curtea Constituțională în România, legea cartelelor prepay, care prevedea, printre altele, ca utilizatorii de cartele preplătite să-și dea datele din buletine, iar cei care utilizau rețelele Wi-Fi publice să fie autentificați cumva, să fie înregistrați. Avocații acestei legi, printre care și SRI, dar și reprezentanții ai guvernului și ai opoziției chiar, spuneau că România a devenit un exportator de insecuritate cibernetică în UE ca urmare a respingerii acestor legi. Ce rezolvare vedeți aici? Pe de o parte punem în balanță drepturile persoanei, drepturile fundamentale ale persoanelor, intimitatea, pe de altă parte securitatea cibernetică și fizică a populației. Eu, când fac referire la legile acestea denumite Big Brother, mă refer tot timpul la echilibru. Susțin introducerea pachetului de legi, introducerea unor măsuri, inclusiv referitor la cartelele prepay, dar cred că acest lucru trebuie să se facă printr-o dezbatere mai amplă. Ceea ce spun eu deseori este că dacă vrem să asigurăm siguranța cetățeanului, trebuie să discutăm cu cetățeanul. Da. Și cred că asta e principala eroare în spatele creării acestor legi, este că nu a existat o dezbatere cu adevărat publică, în așa fel încât să existe idei venite și din spațiul public, din partea societății civile, din partea, culmea, companiilor care folosesc internetul, în așa fel încât toate aceste idei să creeze o lege care creează un echilibru între nevoia de siguranță a cetățeanului și nevoia de protecție a intimității acestuia. Și de aici este nevoie să avem o dezbatere mai amplă. Eu am încredere că cei care se ocupă de promovarea acestui proiect au înțeles acest mesaj și că vor deschide dezbaterea. Probabil că legea nu va ieși mult mai diferită de ce este acum, pentru că eu am citit legea. Legea este bună. Multe dintre măsuri sunt deja prevăzute în alte legi. Da. Dar este important să există această dezbatere publică pentru a înlătura orice fel de temeri. Sunteți membru al Parlamentul European aici, la Bruxelles, practic există un cult al dezbaterii publice, al informării cetățeanului. A fost și acea lege a retenției datelor de comunicație, a celor metadate. A fost mai întâi o directivă europeană care în cele din urmă a fost respinsă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Deci vedeți că sunt aceleași probleme și în Uniunea Europeană. Se poate vorbi aici despre lipsa unei dezbateri publice, despre lipsa implicării societății civile? Care a fost problema aici? Avem două lucruri. Pe de o parte, e faptul că nu există o cultură a dialogului, atât din punct de vedere al sistemului administrativ din România, cât și a societății civile. Și al doilea lucru este că nu avem actori organizați în spațiul public din România, societatea civilă, care să exprime, să vină cu idei. Pentru că trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și sistemul public din România are nevoie de idei venite din partea unor experți. Și aici ar trebui, într-adevăr, invit pe cei care se uită la această emisiune, să participe, într-adevăr, dacă se interesează de domeniul, la aceste dezbateri publice. Ele sunt organizate și în Parlament, sunt organizate și de către diferite ministere, în așa fel încât să avem o formă corectă a acestei legi. Cu privire la detaliile legii, vreau să spun că există multe modele folosite la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să ne uităm la acestea. Există situații în care datele sunt reținute, sunt memorizate și situații în care se rețin doar apelurile făcute și numărul de telefon. Trebuie găsit un echilibru. Eu am încredere că cei care se ocupă, revin la chestiunea aceasta, vor găsi mijloacele prin care, într-adevăr, să avem în cel mai scurt timp o lege pentru protecția siguranței cibernetice a cetățeanului, în așa fel încât să putem să asigurăm această protecție pentru oameni și în același timp să protejăm intimitatea acestor. Deci transparență și implicarea cetățeanului și a societății civile. Aici este cheia, spuneți. Da, pentru mai multă susținere. Uh-huh. Pentru că când vorbim de nu neapărat îngrădirea unor drepturi, ci mai mult de protecție publică, siguranță publică, este bine să discuți cu cetățeanul ce vrei să faci pentru a-l proteja. Da, da. Pentru că altfel vor exista tot timpul neînțelegeri. Și cred că serviciile secrete care promovează această legere și sistemul public are nevoie de acest dialog pentru a crește credibilitatea sa, pentru că efortul pe care le fac acești oameni din sistem este un efort deosebit. Da? Toată lumea a remarcat chestiunea aceasta. Trebuie doar să comunice mai mult în așa fel încât oamenii se simtă și mai protejați de astfel de măsuri și nu atacați sau îngrădiți. Bun, vă mulțumesc foarte mult!